Salutare! Bine ați revenit la Antimitologia cu istoricul Mădălin Hodor. Și jurnalistul Dragoș Mușat. Astăzi este ziua în care discutăm actualitatea internațională și din actualitatea internațională subiectul nostru pe care îl luăm în fiecare săptămână este Ucraina. Ce s-a produs? Ce s-a întâmplat nou în Ucraina? Vorbim astăzi, deja suntem, cred că, la ceva distanță de la declanșarea ofensivei ucrainene în vederea eliberării teritoriului care mai este încă ocupat de Federația Rusă. Avem aici mituri pe care le putem demonta? Avem, Aș vrea să da, păstrăm specificul emisiunii noastre de. avem poate o perspectivă diferită față de ce cred eu se difuzează în general în mainstream. M-aș apleca astăzi mai mult asupra aspectelor militare și strategice, pentru că e o oarecare discuție legată de ce se întâmplă efectiv în Ucraina. Mulți specialiști spun că este vorba de începutul ofensivei, alții spun că ofensiva ucrainiană încă nu a început. Mediile de la Kremlin clamează victorii și faptul că ucrainienii au pierderi importante în oameni și material și că această ofensivă este sortită eșecului. Avem deci informații contradictorii legate de efectiv de situația din teren. Alți specialiști militari urmăresc hărțile și măsoară progresul operațiunilor. Eu ți-aș propune să ne gândim cred eu, la aspectul strategic al ofensivei ucrainiene. Adică, pe românește, ce speră Ucraina să obțină și care ar fi zona, punctul pe care ofensiva ucraineană ar urmări-o. Deci, unde ar fi interesul ucrainian, unde ar fi ofensiva asta centrată? Aici se naște o întrebare. Cât de mult din contraofensiva ucraineană este ucraineană? Este planul ucrainean? Este din ce știi? E gândirea ucraineană pură? Nu există un plan NATO ascuns? Cum ți se pare că lucrurile acestea reglează, ca să zic așa, războiul? Da, eu n-am nicio îndoială că planul strategic este ucrainean. Adică sunt 100% sigur că operațiunile militare sunt concepute, executate în conformitate cu strategia ucraineană. Deci cei care le-au pus pe hârtie aceste planuri, cei care sunt implicați în desfășurarea operațiunilor, cei care au gândit pașii, sunt ucrainienii. Cred că aliații occidentali sunt cei care au furnizat echipamentele militare, așa cum știm deja, și au oferit, cred că, și consultanță în elaborarea acestei strategii, dar cred că este 100% o strategie ucraineană. De altfel, și Victoria Nuland, subsecretar de stat american, recent a dat o declarație în acest sens, în care, răspunzând la întrebări legate de Crimeea, adică întrebările erau dacă cumva ofensiva ucraineană se va centra pe recuperarea Crimeei sau nu, a spus că este strict o chestiune care ține de ucrainieni. A spune celebra Victoria Celebra Nuland. Victoria Nuland, odioasă pentru Unii unii, din România, da? da, Da. stănește atitudine Și plăcută nu în numai România. din Și nu numai România. din România. Da? Am pus, cred că, ghilimelele Dar ca să se ghilimele, înțeleagă sigur. că nu. Venită într-adevăr să apere democrația în Venită să România, apără democrația în România, da? pe care cumva, într-un fel, a salvat-o. Da? Ei, această declarație arată că implicarea NATO în strategie este una minimă, nu este o strategie NATO. Însă analiștii militari, unii dintre analiștii militari occidentali, și
și pe care eu tind să îi creditez, spun că asta este scopul ofensivei ucrainiene de acum, Crimea. Interesant și în același timp strânește fiori această perspectivă, pentru că un Da. război e un război. Trebuie să ne întoarcem la o declarație pe care a dat-o președintele Zelenski acum ceva vreme și el a spus așa, totul a început cu Crimea și totul se va sfârși cu Crimea. La ce se referea președintele ucrainean? Bineînțeles, la anexarea Crimeei în 2014 de către Federația Rusă de Vladimir Putin, care a fost practic primul pas în declanșarea războiului împotriva Ucrainei. Avem această perspectivă a războiului ucrainian din februarie 2022, pentru că atunci a fost încercarea rusă de a ocupa Ucraina în întregime și de a înlătura puterea de la Kiev. Însă, în realitate, războiul a început în 2014, cu anexarea Crimeei. De aceea și declarația lui Zelenski, de aceea și credința mea că experții militari care spun că ofensiva ucraineană vizează Crimeea au dreptate. Și mai au declarația lui Prigojin, care asta spune că e posibil ca rușii, dacă adorm pe ei, să se trezească cu Crimeea înapoi la ucraineni. Da. E o declarație chiar acum, Da. ceea ce Da. face ca lucrurile să se lege în Da. această direcție. Atenția este focalizată aparent în zona Donetsk, acum unde sunt lupte și în jurul Bahmutului și în întreaga zonă. Părerea mea este că aceea este o operațiune, nu este adevărata ofensivă. De ce cred eu că și creditez părerile acestor analiști că de fapt ținta este Crimea din mai multe motive. Crimea este crucială pentru Ucraina. Întrebare. E crucială din punct de vedere simbolic sau concret militar? E Este foarte important crucială acest lucru. din punct de vedere militar și este ma crucială mai ales din punct de vedere economic. Militar și economic, de fapt, sunt una și același lucru. E același lucru în momentul ăsta. De ce este crucială economic? Pentru că fără Crimea sau cu Crimea ocupată de Federația Rusă și cu strâmtorile sub control rusesc, practic, Ucraina este sufocată economic. Ucraina nu poate exporta grâu, îi se închid rutele comerciale. Actualmente, după cum știi, Ucraina este la mâna înțelegerilor economice intermediate de Turcia pentru a exporta grâu și depinde de rutele terestre care au stârnit destul de multe controverse. Știi că a existat un scandal legat de grâu ucrainian. Deci, Crimeea este fundamentală pentru supraviețuirea economică a Ucrainei. Fără Crimeea, Ucraina nu poate, nu poate supraviețui economic, pentru că este un punct vital din această perspectivă. Deci nu e doar un moft, o fantezie de tip simbolic să avem, să Nu. recuperăm ce am avut Dincolo pentru. de aspectul simbolic și legal al chestiunii, pentru că Crimeea aparține Ucrainei, și e normal să își dorească recuperarea teritoriului ocupat de Federația Rusă, există aceste fundamente economice. Încă un lucru care ține de importanța economică a Crimeei. Există în partea de vest a Crimeei, în zona maritimă, o pungă, o uriașă exploatare de gaz, o pungă de gaz, la Schivska, așa se numește, care a fost concesionată de Ucraina înainte de începerea războiului și urma să fie exploatată. Deci acolo sunt niște resurse importante de gaz care Ucraina poate miza în reconstrucție și în
refacerea de după război. Altă chestiune este cea legată de poziție, de ordin militar. La Sevastopol este flota rusă. Deci e portul unde este flota Mării Negre. Deci flota rusă care controlează în felul ăsta, practic, întreaga zonă de coastă a Mării Negre. Tot în Crimea este o bază aeriană rusească, de unde rușii pot executa lovituri aeriene împotriva Ucrainei. Rușii au fortificat Crimea în ultima perioadă, tocmai pentru că, așa cum spuneai tu, și Prigojin crede că Crimea este amenințată de planurile ucrainiene și nu trebuie să fii neapărat un geniu ca să-ți dai seama că acolo ar fi cel mai important lucru ar fi cea mai importantă zonă strategică pentru o eventuală ofensivă. Practic, ce trebuie să facă ucrainienii este să ocupe oblastul Zaporojie și să închidă în felul ăsta aprovizionarea rusească către Crimea. Dacă ocupă Melitopolul și reușesc să distrugă podul de la Kerch care leagă Crimea de malul celălalt, ar putea să izoleze Crimea și apoi eventual să îi atace pe ruși sistematic și să ocupe zona. Însă nu e foarte ușor de făcut lucrul ăsta, pentru că accesul dinspre uscat în peninsula Crimea nu este foarte facil. Nu există decât o zonă de 5-7 km în istmul Pericop, care e un pic mai accesibilă și mai ușor de pătruns, însă zona e fortificată și poate fi apărată foarte ușor. Celelalte două căi de acces sunt mult mai dificile din cauza terenului. Nu poți nici să ataci Crimea dinspre mare cu un desant, pentru că marina ucraineană nu e nici pe departe atât de puternică încât să-și permită să se confrunte cu cea rusă. Dar o operațiune care, repet, să izoleze Crimea și să le permită ucrainienilor după aceea să își ia timp ca să câteva luni de zile și să-i macine pe ruși în Crimea și apoi să ocupe efectiv peninsula, ar fi o lovitură foarte importantă din punct de vedere strategic. Și când vom avea parte, să zic, de primele semne concrete? Cred că au început deja primele semne, pentru că au Pentru că nu este existat. evident în acest moment. Da, nu este Nu vorbim evident. de ceva, un Nu atac vorbim de o direcționat, operațiune, precis. da, nu vorbim de o operațiune de amploare, nu vorbim nici măcar de ideea asta că s-ar putea ucrainienii să se ocupe de Crimea. La începutul anului, toți oficialii NATO declarau că nici nu poate fi vorba de o operațiune care să ocupe Crimea, pentru că Crimea e foarte bine apărată de ruși și e un obiectiv imposibil. Da, crezi că occidentalii își doresc sau nu își doresc această direcție către Crimea? Îi sperie, ar prefera. Care e perspectiva occidentală din ce ți se pare? Da, față de declarațiile pe care le dădeau, liderii occidentali la începutul anului, acum, în ultima vreme, este de observat o schimbare în discurs. Adică. Adică acum, de exemplu, președintele Biden sau Victoria Nuland spun: da, e firesc ca ucrainienii să recupereze Crimea. Ceea ce înseamnă că Față de undeva trecut, față când. de trecut, când spuneau: da, Crimea este foarte dificil să ne gândim că va putea fi recuperată Deci, practic, se merge către un se optimism merge și către o către direcție, da. o recunoaștere mai clară a dreptului Ucrainei asupra Da, Crimeei. da.
Adică era o mică îndoială înainte, cel puțin Da. juridic nu. Da. Dar Dar era o faptic îndoială era. că s-ar putea militar să se întâmple Și atunci ceva. nu-și doreau un conflict pentru că Occidentul, știm, își dorește liniște, nu neapărat pace, dar liniște în aceste zone. Dar acum, Da. cu riscul de a nu fi liniște, occidentalii înțeleg că susțin Ar această susține direcție această mai mult decât direcție. înainte, în sensul Da, și acesta. pe asta mă bazez și eu când spun că e foarte posibil, foarte probabil să asistăm perioada următoare la o încercare a ucrainenilor, efectiv la o ofensivă puternică, la adevărata ofensivă, nu la ceea ce se întâmplă acum. Avem deja aparatul de propagandă al Moscovei foarte entuziasmat și turat la maxim că a distrus niște tancuri ucrainiene, că nu merge ofensiva așa cum, că nu e ceva extraordinar ce se întâmplă, și cel mai probabil nu se întâmplă lucrul ăsta, că nu aia este ofensiva, nu acolo va fi locul în care ucrainenii își vor mobiliza toate resursele. Și repet, ceea ce m-a dus pe mine la concluzia asta a fost și schimbarea, accentul acesta subtil din discursul occidental, care arată că undeva în discuții, în discuțiile de după ușile capitonate, s-a pus această problemă și liderii occidentali au fost întrebați ce ați face dacă noi vom recupera Crimea. Și foarte interesant, din nou, Victoria Nuland spune, indiferent ce decide Ucraina în termen de a lupta sau nu acum pentru Crimea, Ucraina nu are cum să fie în siguranță fără măcar să demilitarizeze Crimea. Adică, cu alte cuvinte, o recunoaștere a faptului că situația de acum nu poate rămâne așa. Crimea nu poate rămâne o amenințare pentru Ucraina, adică cu trupele ruse și anexată la Federația Rusă. Deci pe asta mă bazez când spun că există șanse mari să vedem în perioada următoare lucrurile escaladând în această zonă. Și cred că și rușii cumva simt lucrul ăsta, pe lângă ce ai spus tu cu Prigojin și declarația lui. Deloc întâmplător nu a fost nici chestiunea cu aruncarea în aer a barajului de pe Nipru. Deci sunt foarte multe lucruri care se întâmplă și care conduc spre această idee. Care, acum în încheiere, care crezi că este poziția României vis-a-vis de poziția Ucrainei în raport cu Crimea? România cred că este în continuare un susținător al Ucrainei. Nu văd de ce, adică sigur nu cred că are România vreo poziție oficială legată de dacă Nu Ucraina e oficială, justificat sau dar nu nu. să Uite, te întreb un pic mai atace. precis. Poate fi teamă României de această deplasare a conflictului către Ucraina? Da, cred că Adică sunt. exact în direcția Da. declarației Da. care spune că. Cred că suntem îngrijorați. Ar trebui să fim îngrijorați un pic. Să nu uităm ultima declarație destul de Noi ca bel. cetățeni sau Noi autorități? ca Cine ar autorități trebui și să. noi ca cetățeni ar trebui să fim un pic mai atenți. Să nu uităm ultima declarație Belinu venită de la Kremlin că o să ne distrugă podul La această declarație mă Giurgiu. refeream, Da. da. La intervenția foarte directă a ambasadorului Cuzmin, care a lăudat pe politicienii români care se duc în vizită la ambasada Federației Ruse, a nominalizat un partid din România care este foarte prietenos și pe aceeași linie ideologică cu Kremlinul. Eu cred că nici ei nu-și doresc să fie lăudați de ambasadorul Rusiei. Da, poate nu-și doresc, însă ambasadorul Rusiei asta a spus. Și atunci Cred mergem că, pe mâna Ucrainei? într-adevăr, lucrurile se vor intensifica în perioada următoare în această zonă și cu probabilitate mare ca să fim, poate și noi, afectați. Sper că nu în
manieră militară, ci doar să fim doar ținta unei intensificări a propagandei și acțiunilor, măsurilor active despre care am vorbit noi în emisiunea trecută. Foarte pe scurt, ai simțit ceva nou în această propagandă? Se schimbă și retorica Rusiei pentru România? Adică crezi că sunt niște specialiști pe România și cu asta închem? Da, sigur că sunt specialiști pe România. Care să comunice fix mesajele? Pentru că mă interesează, e o propagandă generală sau au alocate, să zicem, niște birouri cu specialiști pe România? Da, au, bineînțeles că au Deci specialiști să pe fim România. îngrijorați din acest punct de vedere. Cred că da, și eu sper că, adică bănuiesc că organele abilitate sunt, monitorizează lucrurile astea, pentru că nu sunt niște lucruri care nu se observă. Ambasadorul Cuzmin nu are obiceiul să iasă cu declarații din acestea chiar întâmplător. Dacă ne uităm, el a ales anumite momente în care a dat niște declarații și a punctat anumite lucruri. Deci să fim atenți la propaganda Rusiei, care devine din ce în ce mai specifică, da? Invităm și ascultătorii să fie atenți și să perceapă mesajele așa cum ar trebui percepute și nu conform propagandei, adică Și să să ne ne întărim. da, și să ne uităm la Crimea. Să ne uităm la. Deci asta e noua perspectivă. Da. Crimea. Să ne uităm la Crimea Așteptăm. și să așteptăm că noi, în afară de a privi. Da. Deocamdată nu avem altă perspectivă. Sperăm Din să nu ne fericire. afecteze. Asta vreau să zic. Sper să nu ne afecteze, dar trebuie să rămânem atenți. Vă mulțumim, a fost Antimitologia. Pe data viitoare.